minute de panică pe autostrada Soarelui după ce două mașini au luat foc la interval de 2 ore sub privirile celorlalți participanți la trafic. Un autoturism în care se aflau 3 persoane a ars ca o torță la scurt timp după ce a ieșit dintr-o benzinărie. Incidentul a avut loc la kilometrul 80 pe sensul de mers spre București. O minune a făcut ca cei 3 pasageri să scape de ferii. Cu câteva ore în urmă, în aceea zonă, un șofer a călcat prea tare accelerația și a intrat în glisiera de pe mijlocul autostrăzii, iar apoi s-a izbit de o platformă care transporta un autoturism. Platforma s-a răsturnat și ulterior a luat și foc. Șoferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0,96, alcool în aerul expirat.